medicină dentară. O emisiune live realizată de Dentested. Pentru un zâmbet frumos și sănătos. Salutare, dragi prieteni! Bun găsit tuturor la ora de medicină dentară. Ați auzit cuvântul zâmbet și ne întrebăm cu toții ce este zâmbetul. Zâmbetul, în primul rând, cred eu că ne definește starea de bine, ne definește sănătatea, zâmbim pentru că suntem sănătoși. Și atenție, zâmbetul este un atribut specific omului. Singura ființă din regnul animal, da, care poate zâmbi, suntem noi, oameni. Singurele ființe care putem zâmbi, suntem noi oameni. Așadar, vorbim plecând de la zâmbet, ajungem la sănătatea generală. Astăzi eu sunt Dorin Chioțea. Sunt jurnalist, sunt medic de profesie, dar jurnalist ca ocupație și o am invitată pe doamna dr. Dana Georgescu. Ea însăși, priviți-o, o încarnare a zâmbetului. Bună ziua, sărbătoare! Bună ziua, bună ziua! Da, avem teme interesante astăzi, doamna doctor. Ideea ar fi de ce este importantă sănătatea dentară și ce se ascunde în spatele unui zâmbet. Asta ar fi ca o temă generală a zilei, care ar fi legătura dintre sănătatea dentară și sănătatea generală. Puțin știu că de la cum ne tratăm dinții putem scăpa de multe alte potențiale afecțiuni. Da, este adevărat tot ce ai spus până acum. Sănătatea orală este foarte importantă, la fel cum este sănătatea întregului organism, de fapt. Iar neglijarea ei poate favoriza afecțiunile ale altor organisme. Putem asocia așa un pic organismul uman ca un ecosistem. Iar atunci când se produce un dezechilibru al unui sistem, începe efectul de domino, iar sănătatea generală poate fi afectată negativ pe termen lung. Dana Georgescu, medic, stomatolog, estetică dentară, este în legătură cu voi, este o emisiune interactivă. Vă rugăm să puneți întrebări, cât mai multe întrebări, firește, legate de subiect, sănătatea dentară, cât și cum influențează sănătatea generală. Avem pregătite și niște infografice apropo de afecțiuni ale organismului care pot fi interconectate cu sănătatea dentară. Ce înseamnă practic? Mulți spun că ar fi o poartă de intrare, gura de intrare în organism pentru multe bacterii. Și în general avem bacterii, că ne place sau nu, și pe piele și prin tot felul de alte zone ale corpului, dar mai ales în gură, doamna doctor. Da, este adevărat, gura este cea mai mare poartă a organismului prin care intră bacteriile. Iar în lipsa unei igiene corespunzătoare, acestea reușesc să producă afecțiuni atât la nivel dentar parodontal, dar ajutate de fluxul sanguin, ele circulă în întreg organismul și se așează acolo unde găsesc teren propice să favorizeze afecțiuni ale altor organe. Așadar, practic, o bacterie care intră, să spunem, printr-o carie, da, printr-un dinte defect, printr-o zonă stricată, printr-o care penetrează practic fluxul sanguin, poate să ajungă la orice fel de organ. Nu de multe ori, medici, în special cei cardiologi, am observat asta din propriile experiențe, te trimit în primul rând să te controlezi la stomatolog. De câte ori ar trebui pentru a face prevenție să mergem la stomatolog și ce ar trebui să cerem acolo? Ce ar trebui să știm despre asta? Prevenția este foarte bună, iar rolul acesteia este de a menține sănătatea dentară. În mod normal, ar trebui să mergem la medicul stomatolog de două ori pe an. Odată se face controlul stomatologic anual, iar de două ori pe an se face igienizarea profesională în cabinetul stomatologic, care îndepărtează toate aceste bacterii de la nivelul cavității orale. Bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să ne bazăm doar pe aceste igienizări la medicul stomatolog. Este foarte importantă și igiena acasă, folosirea periuței dentare, spălatul pe dinți dimineața, dar mai ales seara și după ce ne spălăm, de preferat să nu mai mâncăm. Ața dentară, duș bucal,
Igienizarea corespunzătoare pentru a preveni apariția carilor. Trăim timpuri complicate, prieteni, cu atât mai mult cu cât pandemia știm cu toții că este peste tot. E evident că trebuie să eliminăm cât mai multe astfel de șanse de atac asupra organismului. Am pregătit cu regia și un grafic apropo de afecțiunile organismului care pot fi interconectate cu sănătatea dentară, pentru că, de pildă, doamna doctor Georgescu, puțin știm că o boală Alzheimer sau un accident vascular cerebral în cazul creierului pot avea ca sursă de proveniență o carie dentară sau o afecțiune dentară. Da, afecțiunile dentare favorizează astfel de afecțiuni la nivelul creierului, la nivelul inimii, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, endocarditele și majoritatea pacienților care suferă de afecțiuni și necesită tratament chirurgical sunt supuși în primul rând consultului stomatologic înainte de intervențiile chirurgicale. La nivelul plămânilor, bacteriile favorizează de asemenea bronșitele și pneumoniile. La nivelul rinichilor, studiile recente au demonstrat o legătură între afecțiunile dentare și insuficiența renală. Ba mai mult, boala parodontală crește riscul cu până 60% de cancer renal. Dar n-am crede asta, trecând și prin zona inimii, ne gândim la endocardită, la inflamația ale valvelor inimii, avem legat de pancreas, evident, afectări de glicemie, favorizând apariția diabetului, după cum se poate vedea, deci organe vitale, creier, plămâni, pancreas, rinichi, inimă, vedeți și în grafic, prieteni, și o să revenim din când în când cu ele pentru a putea fi citite astfel de, sigur, pe scurt, descrieri legate de bolile care pot pleca de la cavitatea bucală, impact puternic al sănătății orale. Femeile gravide, apropo, doamna doctor, trebuie și ele să-și îngrijească sănătatea orală. Bineînțeles, iar faptul că o femeie însărcinată este gravidă, asta nu este o contraindicație de a veni la stomatolog și mai ales nu este o contraindicație a igienizării profesionale făcută odată la 6 luni. La fel, conform ultimelor studii, femeile însărcinate care suferă de boală parodontală au risc crescut de a naște prematur sau de a da naștere unor feți cu greutate mică. De aceea este recomandat. Vă rog. Vă rog, vă rog. Doream să spun că sunt statistici ale Academiei Americane pentru Sănătatea Orală Sistemică, ceea ce vedeți pe ecran. Continuați, apropo de afecțiune parodontală și riscul de diabet, vă rog. Da, la fel și cu riscul acesta de diabet. 93%, am chiar aici scris, din persoanele cu afecțiuni parodontale prezintă acest risc de a face diabet. Și, de asemenea, parodontoza, boala, mă rog, care nu doare, nu? Dacă este să ne gândim așa, pentru că mă exprim cât se poate de popular, ajungi să nu mai ai dinți, să scadă dinții fără să te doară, ascunde multe probleme, inclusiv legate de pancreas. Da, boala parodontală mai este denumită și boala dinților frumoși, că practic este afectat parodontul, cel care ține suportul dintelui și nu dintele în sine. Iar în timp, bineînțeles că afectează și pancreasul, la fel ca și la nivelul rinichilor, este un procent destul de crescut în riscul de a face cancer pancreatic. Ideea aceasta de a face educație dentară nu trebuie să pregete vreodată, pentru că pleacă multe de aici, după cum am văzut. Românul, în general, vine la stomatolog și aveți atâta experiență în spate și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, când deja mă doare, da? Au mă doare, ăsta este semnalul, au mă doare până nu mai pot, care mă trimite la doctor Dana Georgescu. Caria dentară, trecem la următoarea etapă, pentru că aici am vrut să ajung, este
o afecțiune frecventă în România și frecventă la nivel global. Cât de frecventă este caria dentară? Caria dentală la nivel global este cea mai frecventă afecțiune. Ea cred că este depășită doar de răceala comună. Iar la nivelul țării noastre, 90% din populație suferă măcar de o carie dentară. Da, incidența apariției e interesant, depășită doar de o răceală comună și 90%. Da, e mult, e puțin, 90%? Mie mi se pare mult. Este foarte mult, așa e. Da, trăim într-o țară unde statisticile vorbesc rău despre cât consum de pastă de dinți avem, de ață dentară, de astfel de ustensile, de mers la stomatolog, e loc mult în față de tratament din acest punct de vedere. Care ar fi cauzele? Apropo, și e bine că se derulează pe ecran aceste infografice ca să atragem atenția, care ar fi cauzele apariției cariilor dentare? Cauzele apariției cariilor dentare nu sunt multe și nici nu sunt greu de gestionat. Este foarte importantă igiena. O igienă necorespunzătoare, bineînțeles, va duce la apariția cariei dentare, la apariția bolilor parodontale. Lipsa controalelor periodice la medicul stomatolog, amânarea tratamentelor, la fel, toate acestea duc mai departe la tratamente complexe, la pierderea dinților. Intrăm într-un cerc mult mai complex. N-ar trebui, doamna doctor, pun o întrebare poate ajutătoare, să zic, dar pentru mine ajutătoare în calitate și de pacient. N-ar trebui ca medicul stomatolog să facă parte în mintea pacientului, în mintea celui care are nevoie, dintr-un ecosistem, să lucreze într-o echipă și cu medici de alte specialități, cumva să pot să am un fel de colind, hai că nu-mi vine alt cuvânt în minte, de colo-colo pentru a putea să-mi controlez sănătatea cât mai bine? Bun, în clinicile noastre există un medic ordonator. Odată ajuns pacientul în cabinet, îi se face o investigare amănunțită, radiografii, computer tomograf, un set de fotografii, după care se stabilește un plan de tratament și în funcție de ce are nevoie pacientul, este îndrumat către colegii noștri care au o anumită specialitate. Vorbim, mi-ați spus mai devreme, top cauze ale apariției cariilor dentare. Sigur că despre prevenție la fel am vorbit, despre beneficii și costurile făcând prevenție sunt de fapt mult, mult mai mici, pentru că nu ești nevoit să ai intervenții complexe și costisitoare. Românul însă amână. Hai să revenim cu picioarele pe pământ, pe planeta noastră aici, pe zona noastră de planetă, România, suntem obișnuiți să amânăm tratamentul dentar. Începând cu mine. Hai să mă dau exemplu pe mine. Nu poate evolua negativ o afecțiune dentară netratată, cât de mică. În cât timp dintr-o căriuță se poate face, sigur, generalizările nu și-au rostul, dar vorbim așa empiric, din experiența dumneavoastră, dintr-o căriuță aparent banală se poate ajunge la afecțiuni grave. Evoluția unei carii dentare poate fi rapidă și irreversibilă. În general, la început, când procesul carios este foarte mic, pacientul are sensibilitate la dulce, la rece. Atunci începe să evite să mai mănânce dulce, să mai bea lichide reci. Durerea trece, numai că caria nu dispare. Bacteriile în continuare își fac treaba și atunci caria se mărește și devine o carie profundă, care poate afecta pulpa dentară, poate ajunge la infecții. Aceste infecții prin fluxul sanguin pot ajunge la alte organe și pot influența nefavorabil sănătatea acestora. Iar mai târziu, în ultima fază, se ajunge la extracția dintelui de pe arcadă, care la rândul ei duce la probleme sociale, probleme de masticație, probleme de nutriție și, bineînțeles, bacteriile care încă rămân acolo strică în jurul lor parodonțul și dinții vecini. Vorba din popor, cu un măr într-un coș, că un măr stricat le strică și pe celelalte, se poate
pune și Deci, practic, în concluzie, rămânem cu infecția în organism. În permanență, organismul este hărțuit de cel puțin o infecție. Asta provenită de la cel puțin o carie. Avem șanse foarte mari să mergem, din păcate, mai departe, să agravăm situația. Medicul stomatolog are un rol deosebit de important în menținerea sănătății orale. Cum poate ajuta medicul stomatolog pacientul? Care, cât de importantă e și relația, hai să zic, personală, de empatie dintre medic și pacient? Eu una consider că un medic stomatolog, în primul rând, trebuie să fie un bun psiholog, să reușească să empatizeze cu pacientul și să-l ajute să scape de anxietatea și de fobia de cabinetul stomatologic, de aparatura pe care o folosim în cabinetul stomatologic. Relația trebuie să fie una foarte strânsă, o relație de încredere, pentru că noi suntem aici să ajutăm, nu să agravăm durerea sau problemele cu care pacienții deja ajung aici. Deci primul pas ar fi acesta de a crea o relație sănătoasă și o relație bazată pe încredere. Prieteni, în continuare așteptăm întrebările voastre, le adunăm pe final. Vă rugăm să îndrăzniți, să vă faceți curaj, să fiți curioși și să profitați de această transmisie. Dr. Dana Georgescu, medic stomatolog estetică dentară, în direct aici cu mine. Da, legătura dintre sănătatea dentară și sănătatea generală este tema acestei emisii. Și de la temă ajungem la teamă, doamna doctor. Teama de stomatolog. Am văzut un studiu 360 Insights comandat de Dentested, care spune printre multe alte cifre, printre multe alte procente, așa, peste 36% dintre pacienții intervievați evită să meargă la cabinetul dentar din cauza fricii. Frica asta e împărțită în mai multe situații, în mai multe capitole. Cum negociați cu frica? Iată, 36% nu mai e de 80%, cât era înainte, de 90%, pe vremea mea, dar tot frica rămâne la 36%. Stomatologul este băiatul bun sau fata bună, da? Pentru 64%. 36%, cum îi încurajăm pe cei 36%? Stomatologul a rămas omul negru. E adevărat că în ultima perioadă ne-a ajutat foarte mult și tehnologia. Și atunci aparatura nu mai este atât de zgomotoasă, nu mai este frica de zgomotul produs de turbină, de contraunde, aparatul în sine. Ne ajută foarte mult tehnologia și la amprentare. Nu se mai folosesc acele amprente clasice cu materiale, cu linguri mari. Acum folosim scanarea. Deci, pe de o parte, discuția și încrederea pe care o transmitem noi pacientului de la individ la individ și pe de altă parte tehnologia care ne ajută foarte tare în zilele noastre. Două elemente mi-au găsit frica și mi-au scos-o la iveală în copilărie și în adolescență: freza și acul. Da? Freza și acul, sigur că au evoluat și ele foarte mult, sunt ace din ce în ce mai mici, substanțe din ce în ce mai bune de anestezie. Există stomatologie fără durere astăzi, apropo? Fără să simți cum îți polizează creierul frezele alea de pe vremuri? Ne ajută foarte mult tehnologia aceasta cu anestezia. Există și un aparat care ne ajută să facem anestezie fără durere. Acele exact și dumneavoastră sunt mult mai mici, mult mai finuțe, nu mai sunt ace lungi, groase, care pârâiau când se făcea anestezia. Și da, în ziua de astăzi, stomatologia se practică fără durere. Ce ar trebui să fac acasă, doamna doctor, de mâna mea, după știința mea, până să caut pe Google, care ar fi etapele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru prevenție? Ce trebuie să știe un om obișnuit până să ajungă la medicul stomatolog? Datoria mea de zi cu zi. Datoria este să știi să folosim periuța. Asta este prima datorie.
Da, să facem periajul dimineață și seara, dar mai ales seara, da, după o zi întreagă când am mâncat și toate resturile acelea alimentare trebuie îndepărtate și toate bacteriile din timpul zilei, nu ne putem culca cu ele în cavitatea orală. Ața dentară trebuie folosită pentru că perii periuței de dinți nu ajung între dinți, ei reușesc să curețe doar fețele vestibulare, fețele orale, da? Și atunci trebuie să folosim și ața dentară să scoatem tot ce este între dinți. Și dușul bucal la fel ne ajută foarte mult pentru igienizarea cavității orale. Și deci cam astea ar fi lucrurile pe care ar trebui să le practice orice individ care își dorește, nu neapărat un zâmbet frumos, dar un zâmbet sănătos. Da, zâmbetul sănătos, îndrăznesc să spun, de ce nu, poate, sigur că există și zâmbet amar, evident, nu e chiar un pleonat, mă revin la ceea ce spuneam la început, este exprimarea cea mai bună, dacă vreți, pe lângă a emoției, a unei stări de bine, a fericirii. Și fericirea înseamnă un organism sănătos, prieteni. Amânarea tratamentului dentar, am vorbit și despre ea. De câte ori ar trebui să vă vizitez, mai spun o dată, chiar dacă repet, mai spuneți-ne o dată. Presupunând că n-am nimic, nu există om perfect sănătos. Mă simt bine cu dentiția mea, cu gura mea, dar totuși, de câte ori ar trebui să vin la dumneavoastră? Ideal ar fi să ne vedem de două ori pe an, la 6 luni, pentru control și pentru igienizare. Da? În urma controlului vedem dacă au apărut mici căriuțe pe care trebuie să le rezolvăm înainte să devină mari probleme. Din păcate, dinții nu se pot trata cu medicamente. Da, doar cu intervenția stomatologului. Putem trata durerea, luăm un urofen, ne trece, dar asta nu înseamnă că am tratat și cauza. Și atunci caria aceea se tot mărește. De aceea e important să venim la aceste controle, să luăm lucrurile din timp, din fază incipientă. Și atunci se scurtează și timpul la stomatolog, și vizitele, și anxietatea dispare. Și avem și un zâmbet de revistă, de ce nu? Da, o viață frumoasă, o poveste frumoasă de existență include automat vizita la stomatolog de măcar 2 ori pe an, prieten, plus igiena corespunzătoare. Trecem și la întrebări din partea voastră, pentru că au venit câteva și ne întreabă pe doamna doctor Marian Daniel Ilie, măselele de minte, da, iată, ar trebui scoase sau lăsate? Depinde cum sunt aceste măsele de minte, pentru că măselele de minte sunt ultimele care apar pe arcadă și nu întotdeauna au loc să erupă. Și atunci avem măsele de minte care sunt incluse, măsele de minte semi-incluse, jumătate rămân în os, jumătate ieșite la nivelul bucal, sau măsele de minte care au erupt în totalitate și sunt pe arcadă. Acum, din punctul meu de vedere, dacă măseaua de minte este sănătoasă și nu ne deranjează nici la ocluzie, adică este funcțională și se încadrează bine în tot acest sistem oral, este de preferat să le lăsăm pe arcadă. Mulțumim! Trecem mai departe. Mariana Mosor, de asemenea, o întrebare interesantă. Ascultați ce vorbeați mai devreme despre parodontoză. Care ar fi primele simptome? Alea incipiente. Când ne-am putea da seama noi înșine, privindu-ne în oglindă, că avem un început de parodontoză? Uitându-ne în oglindă, e mai dificil să ne dăm seama că avem un început de parodontoză, mai ales că parodontoza aceasta este o boală care nu doare. Cum spuneam și mai devreme, este boala dinților frumoși, dinții sunt perfecți, dar încep să se miște pentru că suportul dintelui este cel care suferă. Dar evident, o inflamație a gingiilor și o sângerare la peria sau la cea mai mică atingere ar trebui să ne ducă cu gândul și mersul la un cabinet stomatologic pentru a face mai multe investigații și pentru a vedea dacă într-adevăr este vorba de o boală parodontală sau doar o gingivită, o inflamație a gingiilor. Neglijarea tartrului, asta e o întrebare din partea mea, neglijarea de tartrajul, da, de care spuneați că este bine să
îl facem, având în vedere vizitele de cel puțin două ori pe an la stomatolog, unde ar putea duce? Păi acest startru, să facem așa un exercițiu de imaginație, este ca o cărămidă care se așează în spatele dinților și încearcă să acopere dintele. Numai că nu acoperă numai în sus, el o ia și în jos spre nivelul gingiei, încercând să ia locul acesteia. Acolo gingia se supără, se inflamează, începe să sângereze, ne trage niște semnale de alarmă că cineva încearcă să ia locul și nu e în regulă. Iar toată zona aceea de tartru este plină de bacterii care afectează parodonțiul și se plimbă în toată cavitatea orală. Nu scapă nimeni de tartru, înțeleg, oricât de bine ne-am spălat pe dinți, ne-am tratat cu ață dentară acasă, cu fel de fel de periuțe dintre alea care seamănă cu cele cu care desfunzi o sticlă, de pildă, sunt evident multă mai mici. Nu scapă nimeni de tartru, decât stomatologul ne scapă de tartru, înțeleg. Da, nu doare până la urmă acumularea asta de tartru. Nu doare deloc, da, chiar nu supără absolut deloc. Într-adevăr, supără gingiile și acela este semnalul de alarmă că este nevoie de igienizare și de îndepărtarea tartrului. Dar de preferat este să nu ajungem până în această situație în care gingiile să fie cele care trag semnalul de alarmă și atunci e de preferat să fim preventivi, să mergem la 6 luni, atunci și durata ședinței de igienizare este mult mai mică. Am învățat multe astăzi, prieteni. Vrem să fim conciși aici la aceste emisiuni. Nu uitați, orice fel de prevenție înseamnă infinit mai multă sănătate decât atunci când ajungem în ceea ce privește cavitatea bucală la au mă doare. Nu uitați asta niciodată. Zâmbetul înseamnă până la urmă o stare de bine a organismului. Dana Georgescu, medic stomatolog, estetică dentară, a fost alături de noi. Mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru comentariile foarte valoroase și colegilor din regie pentru grafică. Nu uitați întotdeauna să nu vă neglijați orice fel de aspect și totul sau multe, cel puțin afecțiuni, pot pleca de la banala lipsa a spălatului pe dinți. Cu bine, o să ne mai vedem cu aceste transmisii, pentru că sunt importante aceste lecții. Sărut mâna și mulțumim, doamna doctor! Cu bine!